Aspiranții la un post de titular la catedră au putut să-și depună dosarele de înscriere la concurs până ieri la ora 14. În județul Mehedinți au fost înregistrați peste 520 de candidați, iar pe data de 21 iulie se va desfășura proba scrisă a examenului. Titularizarea este angajarea într-o școală pe o perioadă nedeterminată. Pentru a obține acest post, profesorii trebuie să obțină minimum nota 7 atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului. În județul Mehedinți, ieri a fost ultima zi de înscriere pentru concurs. La nivelul Comisiei Județene de Mobilitate, de la nivelul Inspectoratului Școlar, se va face o programare pentru verificarea datelor introduse în calculator de către candidați, pentru că știm foarte bine, starea de alertă a fost prelungită, acea validare a fișei, cum este cunoscută de către cadrele didactice care s-au înscris la concurs, a fost înlocuită cu această verificare al cărui program nu mai este stabilit de metodologie, însă la nivelul Inspectoratului Școlar, cum spuneam, vom face o programare pe zile și pe interval orar, astfel încât colegii care s-au înscris la concursul național să-și verifice datele introduse în aplicație, acea fișe martor pe care să o verifice, să nu avem probleme. Vreau să vă spun că această validare se poate realiza până în apropierea examenului. Da? Deci nu se pune problema dacă, deși avem o programare, un cadru didactic din motive cât se poate de obiective nu va putea veni în acea perioadă pe care noi o facem la nivelul Inspectoratului Școlar, o facem și după. Față de anul trecut, numărul de candidați este mai mare, iar din această cauză, în funcție de situația epidemiologică, este posibil ca proba scrisă a examenului de titularizare să se organizeze simultan în două locații. Luăm în calcul, în funcție și de cum va evolua starea și incidența epidemiologică și starea în care România va mai fi, că vorbim de alertă, luăm în calcul organizarea a două locații pentru desfășurarea probei scrise, pentru că cred că nu ne vom putea descurca într-o singură locație. Sigur, lucrurile sunt într-o dinamică, așteptăm să vedem cum evoluează lucrurile și vom decide la nivelul Inspectoratului Școlar și cu siguranță vom face publică orice informație și dacă mergem într-o singură locație pentru proba scrisă sau în două locații. La nivelul județului Mehedinți sunt disponibile doar 26 de locuri.